Corvinul Hunedoara și-a aflat ieri adversara din primul tur preliminar al UEFA Europa League. În urma tragerii la sorți care a avut loc la Nyon, în Elveția, Corvinul va înfrunta vicecampioana Ungariei pe Pocșii. Prima partidă va avea loc în țara vecină pe data de 11 iulie, în vreme ce returul va fi la Sibiu o săptămână mai târziu. La fel ca în cazul albalbaștrilor și gruparea din Ungaria a câștigat cupa în acest sezon. Înființat în 1952, clubul maghiar își dispută meciurile de pe teren propriu pe o arenă de doar 5.000 de locuri. Această echipă a mai evoluat doar o singură dată în cupele europene. În sezonul 2011-2012 al Europa League, maghiarii au ajuns până în al treilea tur preliminar, fiind eliminați de scoțienii de la Hearts după 1-1 pe teren propriu și 4-1 în deplasare. În tururile precedente, Pocșii trecuse de Santa Coloma din Andorra și Tromsø din Norvegia. Astfel, după 42 de ani de la prima aventură în cupele europene, Corvinul Hunedoara se află printre formațiile care iau startul în ediția din acest an a UEFA Europa League.